Ziua bună, dragilor! Vă propun astăzi un aperitiv ușor de făcut și rapid, care sigur vă va merge la suflet. Și cum parcă niciodată ideile de aperitive nu sunt destule, hai să vedem despre ce e vorba. Pentru acest aperitiv am folosit 40 de bucăți de prune uscate care provin din Oltenia, 160 de grame de brânză de burduf consistentă, nu foarte picantă, e o brânză ardelenească, 2 linguri de ulei de dovleac și 60 de grame de nuci care sunt de ale mele din Banat și 160 de grame de mușchi crud uscat produs de Vascar, tocmai la Vaslui, sub marca Moldova, în bucate. Votat de consumatori ca produsul anului 2017 și care garantează un gust 100% românesc, fiind afumat cu lemn de fag. După cum ați observat deja, avem toată România în preparatul ăsta și vom începe rumenind nucile într-o tigaie uscată, pe care apoi le vom toca și le vom mărunți. Ne vom ocupa acum de prunele uscate. Cu un cuțitaș le vom deschide pe fiecare în parte și vom verifica nu cumva să fi rămas sâmburi în interiorul lor, apoi vom încerca să creăm un loc mai mare, făcând un loc suficient în care să înfundăm brânza delicioasă de burduf. Peste brânza de burduf adăugăm nucile mărunțite și amestecăm totul bine. Odată ce am omogenizat brânza de burduf cu nucile, putem să începem să umplem prunele uscate. Vom încerca să le umplem cât de bine, îndesând brânza de burduf și nucile în interior, pentru că acestea vor da un gust bun și o textură minunată. Pare o operație ceva mai migăloasă, dar vă asigur că nu vă va lua mai mult de câteva minute. Și acum mușchiul crud uscat. Într-un ambalaj frumos demn de rafturile celor mai luxoase magazine cu delicatese, vom găsi un produs care respectă cu adevărat tradițiile culinare românești. În fiecare pachet de mușchi crud uscat Moldova în bucate vom găsi câte 80 de grame de produs, așa că am folosit 2 astfel de pachete. Priviți cât de delicate și fine sunt felile de mușchiuleți, ca niște petale de trandafiri. Iar acum nu mai avem nimic altceva de făcut decât să învelim prunele umbrute cu brânză de burduf în feliile fine de mușchi crud uscat. Pe măsură ce am învelit prunele umplute în mușchiul crud uscat, eu le-am aranjat în cercuri concentrice pe o farfurie rotundă, dar pentru prezentare vă sfătuiesc să dați frâu liber fantaziei. Cred că aceste mici îmbucături delicioase pot fi prezentate la fel de bine într-o variantă rustică pe un tocător de lemn sau, de ce nu, montate pe mici tartine individuale. În final, stropim cu uleiul de dovleac, apoi mai presărăm niște nuci tocate și pentru un plus de prospețime, dar și o notă picantă, eu am adăugat chiar la final și niște microplante de ridiche. Cred că gustul vi-l imaginați voi singuri, un gust 100% românesc și absolut delicios.